De Pur Arom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Când nu învățăm să spunem nu, corpurile noastre învață asta singure. Spune Gabor Mate în cartea sa Când corpul spune nu. Când suntem mici, suntem învățați să spunem nu, însă acest lucru se pierde pe măsură ce devenim adulți. Cum învățăm să ne ascultăm și să ne respectăm corpul fizic, vorbim astăzi cu Ștefan Pușcă, terapeut, autor și formator. Și spun, Ștefan, bine ai venit la Dincolo de ceea ce știm. Sărut mâna, Oana, și bine te-am găsit. Mă bucur să fiu împreună cu tine, să realizăm această emisiune împreună. Să știi că sunt onorată să te am ca invitat, chiar dacă ești dincolo de acest videoul care este prezent aici la noi în studio. Pentru mine este o bucurie, pentru că cunosc foarte multe lucruri despre tine și știu ce fel de om ești și mă bucur că și telespectatorii noștri au ocazia să te revadă sau să te cunoască. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație. Sper să fie de folos telespectatorilor ceea ce discutăm astăzi, ceea ce vom discuta astăzi. Așa va fi cu siguranță. Astăzi am ales împreună să discutăm despre când corpul spune nu. Cum acesta se poate echilibra din mai multe puncte de vedere, o să vedem noi exact cum, dar până să ajungem să vorbim despre acest lucru, te-aș întreba, Ștefan, ca să lămurim așa un pic cât putem în timpul pe care îl avem la dispoziție, câte corpuri avem noi, de fapt? Câte corpuri are un om? Din punct de vedere al terapiilor complementare, noi avem mai multe corpuri în ghilimele. Vorbim, bineînțeles, despre corpul fizic, vorbim despre corpul emoțional și poate că am să explic ulterior de ce l-am pus al doilea. Vorbim despre corpul energetic, vorbim despre corpul mental și ceea ce este deasupra corpului mental este un pic mai greu de mentalizat, ca să zic așa, de explicat, fiindcă depășește gândirea rațională, capacitatea noastră de a exprima în cuvinte și noi denumim de regulă acea zonă corpul spiritual. Deci eu cred că acestea ar fi bine de luat în discuție astăzi, în cadrul temei pe care o dezbatem împreună. Și pentru ca acestea să funcționeze într-o armonie, Ștefan, este nevoie să ajungem la un echilibru între toate acestea? Cu siguranță. Întrebarea este de unde să pornească acest echilibru. Aici este marea întrebare. Sau haideți să spunem, să exprimăm altfel. De unde se dezechilibrează? Sau de unde se dezechilibrează cel mai ușor? Bineînțeles că se pot dezechilibra din fizic, spre exemplu. Da, putem să pățim o traumă fizică și asta ne poate lăsa urme în energetic, în emoțional, în mental, până la urmă și în spiritual și așa mai departe. Se poate dezechilibra din corpul mental. Și asta este posibil. Observăm ceva, ne vine un gând în minte și așa mai departe, care iarăși ne poate dezechilibra. Dar cauza principală de dezechilibru rapid este corpul emoțional. Deci, atenție! Nu energeticul. Energeticul, de regulă, urmează emoționalul. Cauza principală de dezechilibru este partea emoțională.
Este foarte interesant ceea ce spui, Ștefan, și totodată aș putea să spun că, nu știu dacă noi neapărat românii sau oamenii în general, noi nu prea băgăm în seamă emoțiile în general. Când spunem, nu știu, că avem o stare mai proastă sau mai puțin bună sau o stare de furie, o tratăm superficial cumva. Nu suntem învățați să băgăm în seamă aceste emoții? Da, nu prea. Deci, ca să zic așa, mediul în care am trăit noi nu a dat foarte multă atenție emoțiilor. Uite, Oana, ca dovadă se spune ai emoții, da? Există această expresie care, în general, este folosită în sensul de îți este teamă. Da? Dar emoțiile sunt băgate într-o oală așa generală, da? Și de fapt nu se știe ce e acolo. Deci noi trebuie pur și simplu să, până la urmă, câteodată din păcate și familia și societatea ne învață să fim niște roboței care trebuie să executăm sarcini, da? Nu contează ce este în interiorul nostru în acel moment, cât de ușor, cât de greu ne vine, cum reacționăm la ceea ce trebuie să facem, noi trebuie doar să ducem aceste lucruri la îndeplinire. Și uite, un exemplu interesant este cel pe care îl dă chiar Gabor Mate în cartea, în celebra sa carte Când corpul spune nu. El vorbește despre dorința de atașament a copilului, de atașament față de familie, despre asta este vorba mai exact. Și spune că, de regulă, părinții nu știu să gestioneze emoțiile copilului, nu știu să gestioneze furia copilului, nu știu să gestioneze teama copilului și așa mai departe. Și îl fac pe acesta, într-un fel sau altul, să și le reprime. Deci asta se întâmplă tradițional, din păcate. Ceea ce spune Gabor Mate acolo este că din această reprimare rezultă acele somatizări, acele probleme fizice. Și el accentuează într-un mod foarte corect faptul că noi de mici suntem învățați să suprimăm acel nu. Așa deci este. Suntem învățați să nu punem niște limite între noi și ceilalți. Să nu ne setăm propriile noastre granițe emoționale. Și de aici provin aceste probleme despre care vorbește Gabor Mate. Și totuși, unii dintre copii știu să facă asta instinctiv, să pună granițe, pentru că sunt poate mai în contact cu corpul decât da. Alți copii care au o educație sau sunt acolo ținuți în niște tipare și sunt foarte ascultători și nu ies din cuvântul părinților, pentru că, iată, părinții reprezintă niște oameni de încredere pentru cei mici și învață să-i asculte așa, ad literam, fără să, nu știu, fără să mai fie în contact cu ei înșiși. De ce unii dintre copii simt și sunt în contact cu corpul și alții nu? Adică, întrebarea este, suntem în contact cu corpul instinctiv când suntem mici? Adică știm să spunem natural nu sau natural da? Sau se învață și aceste lucruri? Da. Deci, suntem în contact cu corpul în mod instinctiv atunci când suntem mici. Problema care apare este o contradicție între mintea emoțională și mintea rațională. Și am să explic de ce. Mintea rațională este acea minte pe care ne-o formează societatea.
Uite, dacă vrei un lucru interesant pe care l-a remarcat un mare profesor de istoria umanității de la Oxford, este vorba despre Yuval Noah Harari, autorul celebrului volum Sapiens, celebrei cărți Sapiens. Este că la ființa umană toate nașterile sunt premature. Și iată ce a vrut să spună. În momentul în care, să zicem, o văcuță, o să fete un vițel, vițelul este gata în câteva secunde să meargă pe picioare și să înceapă într-un fel sau altul să cunoască lumea, să interacționeze cu ceilalți și așa mai departe. Poate că nu sunt chiar câteva secunde pentru procesul complet, dar procesul este oricum foarte rapid. La ființa umană nu se întâmplă așa ceva. Ființa umană, copilul, atunci când se naște, este un bebeluș neajutorat. El nu ar putea supraviețui singur, fără ajutorul familiei și fără ajutorul societății. Și există autori, specialiști în antropologie, care spun că această formare a copilului și această întărire a capacității sale de a interacționa cu societatea se petrece până la vârsta de 7 ani. Acum este foarte interesant ce se întâmplă în acest interval de 7 ani. Copilul învață să vorbească, învață să interacționeze social cu ceilalți și este în același timp cumva foarte dependent de părinți. Ce se întâmplă? Atunci când părinții îi formează acestuia mintea rațională, că despre asta vorbim, despre formarea minții raționale, mintea rațională intră în contradicție cu mintea emoțională. Și aici apare problema. De ce acceptă copilul acest rol al minții raționale? Deci de ce este de acord cu să facă ceea ce îi spun părinții, adică să-și suprime emoțiile, este un lucru simplu. El acceptă aceasta datorită dorinței sale de a rămâne atașat de părinți. Și cred că acesta este unul din primele compromisuri pe care le facem în viață. Este un compromis între mintea rațională și mintea emoțională. Mintea emoțională acceptă ceea ce îi spune mintea rațională să facă. E, în acel moment, dacă mintea emoțională acceptă prea mult, prea tare acest lucru, pot să apară probleme. Ca orice lucru din zona aceasta energetică, emoțională și așa mai departe, în momentul în care el apare într-o doză prea mare, poate să devină toxic și să ne facă mai mult rău decât bine. Dar în felul ăsta ajungem la ceea ce și știința spune, da? Și anume o contradicție între creierul emoțional, da? Deci vorbim de creier de data asta, de suportul fizic al minții, deci o contradicție între creierul emoțional, spuneam, și între creierul rațional, între neocortex, cum este numit. Atunci când noi trebuie să luăm o decizie în viață, trebuie să reacționăm la un eveniment, la o provocare, tot timpul cele două părți ale minții noastre, mintea emoțională și mintea rațională, și cele două părți corespondente ale creierului, creierul emoțional sau creierul mamifer și creierul rațional, vor acționa în competiție pentru a lua acea decizie. Și este o diferență în modul în care ele acționează. Creierul emoțional acționează foarte rapid
și este foarte puternic. Deci acțiunea creierului emoțional poate să fie ca o lovitură năpraznică, să zicem, da? Creierul rațional sau mintea rațională acționează ceva mai lent decât creierul emoțional și într-un mod mai sofisticat. Este foarte interesant ceea ce ne spui, Ștefan. Uite, ca să completez așa ceea ce ai spus tu, și Gabor Mate spune că rațiunea, dacă nu este asociată cu restul emoțiilor, nu este cu adevărat rațiune. Deci iată exact. Că... Deci, te rog. Cum creăm această legătură să fie una armonioasă între creierul emoțional și creierul și cel mental, să spun așa? Și aș vrea să mai dezvoltăm și această ipoteză. Noi avem, de fapt, câte creiere? Citisem undeva că ar fi vorba despre trei. Unul, creierul pe care îl folosim, mental, emoțional, și unul care se află în stomac, nu? Cred că sunt mai multe. Sau mai multe, iată că... Cred că sunt mai multe. S-ar putea să putem să delimităm noi, ca să zic așa, cinci creiere. Hai să o luăm de la mai nou la mai vechi, din punct de vedere evolutiv. Deci, cel mai nou creier al nostru, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles, cea mai nouă parte a creierului este neocortexul. El ocupă cam 3 sferturi din volumul total al creierului din cutia craniană. O să explic imediat de ce folosesc această exprimare complicată. Și este cea mai nouă parte. Cea de-a doua, adică cea care este puțin mai veche decât neocortexul, puțin bine, este creierul emoțional sau creierul mamifer. După aceea urmează creierul reptilian, care este însărcinat, ca să zic așa, cu coordonarea reacțiilor de luptă, fugi sau îngheață, da? Cu reacțiile de stres, cu coordonarea ritmului bătăilor inimii, ritmului respirației și așa mai departe. Deci acesta ar fi cel de-al treilea creier din punct de vedere al vechimii. Da? Și după cum chiar Gabor Mate spunea în cartea sa, există un creier, iarăși folosesc cu ghilimelele de rigoare exprimarea, în inimă, deci au găsit o mega grupare de știință, a găsit o mega grupare de neuroni în inimă, în inima noastră, și în afară de asta, deci acesta ar fi al patrulea în ordinea în care le-am enumerat eu, în afară de acesta, de acestea mai este creierul enteric, creierul care se află în intestin. Deci, dacă vreți, este ca și cum în interiorul nostru ar fi 5 animale. Deci dacă îmi permiți această exprimare, da? Exprimare, aceasta este un fel de semiglumă, bineînțeles. Deci noi avem în interiorul nostru așa. Avem o râmă care este creierul enteric, da? Avem o, hai să zicem, parte spirituală care este inima, da? Avem o reptilă care este creierul reptilian. Avem, hai să zicem, un cimpanzeu, da, care este, îl punem să reprezinte creierul mamifer sau creierul emoțional, și avem un nivel uman în noi, care este creierul rațional. Deci vorbim din punct de vedere al corpului fizic. Deci putem să spunem că omul este un animal emoțional dintr-un punct de vedere, un animal rațional din alt punct de vedere și un animal spiritual, cu cuvântul animal tăiat, da? Deci este o ființă superioară, spirituală, care trăiește în aceste corpuri
corespunzătoare acestor nivele ale minții. Și toate acestea, Ștefan, se amprentează asupra corpului fizic? Adică, și dacă ne referim la gânduri, la emoții, la stări, le simțim în corpul fizic? Adică toate au așa ca, nu știu cum să zic, nava mamă, cu ghilimelele de rigoare, corpul fizic? Da, absolut că se amprentează. Deci este foarte interesant ce se întâmplă aici. Există o teorie, iarăși este o teorie științifică, și anume este teoria mișcărilor ideomotorii. Iată despre ce este vorba, sau teoria micromișcărilor. Spre exemplu, atunci când noi ne gândim la ceva în cuvinte, dar doar gândim la acel lucru, în acel moment, limba noastră, interiorul gâtului, gura, fac micromișcări ca și cum am avea tendința să pronunțăm acele cuvinte. Deci, nu sunt niște mișcări cu adevărat, sunt niște tendințe de mișcare, ca să zicem așa. Și asta înseamnă că orice mic gând al nostru se reflectă pe fizic, se reflectă în micromișcări fizice. În mod asemănător, orice emoție pe care o avem se reflectă în microtendințe de a lua anumite posturi fizice. De exemplu, uite, am să-ți arăt, Oana, dacă te uiți la mine în momentul acesta, eu am o postură aproximativ neutră. Te rog să-mi spui în clipa asta ce anume, ce tip de emoție ți-ar inspira o postură de genul acesta. Probabil că, nu știu, îngândurare. Exact. Da? Am exagerat ca da, să grijă. Poată telespectatorii să vadă, da? Dar o postură de genul acesta. Verticalitate, asumare. Da? Deci, încredere. Vezi că, uite, exact. Chiar dacă eu aș face doar micromișcări, deci nu aș face mișcările atât de evidente, mintea ta și simțurile tale ar ști să citească din limbajul corpului aceste emoții. Deci, tocmai am adus cumva o dovadă indirectă cât de mult poate să influențeze mintea rațională corpul, cât de mult poate să influențeze mintea emoțională corpul, și că faptul acesta este sau poate să devină evident și pentru cei din jur. Poate că ei nu vor remarca conștient acest lucru întotdeauna. Este posibil, dar subconștient, prin intermediul atenției periferice, aceste informații despre limbajul corpului, cum este el denumit, pot să intre foarte ușor în minte. Deci noi simțim starea celui din fața noastră. Îți dai seama cum o simțim pe a noastră. Problema este că nu mai suntem conștienți de ceea ce simțim. Ne obișnuim cu acest clivaj între minte și corp, între mintea emoțională și mintea rațională și așa mai departe. Da? În momentul în care clivajul este, spre exemplu, între minte și partea spirituală, da? Spunem în limbajul spiritualității că suntem descentrați, dezaliniați și căutăm să ne recentrăm. Și asta este o problemă. Cum putem să ne recentrăm din toate punctele de vedere? Cum putem să ne punem în acord emoțiile și mintea rațională, spre exemplu?
Aici este o mare problemă. Uite, asta este o întrebare pe care voiam să-ți o adresez ție, Ștefan. Dar înainte de această întrebare, voiam să te întreb dacă ceea ce ne spune corpul, așa ca privitori, așa cum ai spus tu în exemplul dat de tine, este ceea ce este adevărat în noi? Știi că se întâmplă să, așa cum ai spus și tu, corpul îți transmite ceva pe când, atunci când este întrebat omul ce a pățit sau ce are sau cum este, dă diferite răspunsuri care nu sunt în concordanță cu ceea ce exprimă corpul. Deci, până la urmă, ceea ce exprimă corpul este ceea ce este adevărat la noi? Cred că adevărul absolut nu putem să-l cunoaștem. Deci, 100% adevărat, nu putem să știm ce este, fiindcă noi cunoaștem lumea prin intermediul simțurilor și în viteză foarte mare interpretăm cu mintea, deci prelucrăm. Este ca și cum noi am merge pe un teritoriu și instantaneu mintea noastră ridică hărți ale acelui teritoriu. Hărțile nu vor fi niciodată 100% exacte și, atenție, nu vor fi tot una cu teritoriul. Deci e o mare diferență între hartă și teritoriu. Acum, întrebarea ta este una foarte bună. Da, după părerea mea, mintea emoțională este de multe ori sau de cele mai multe ori în situații sociale mult mai aproape de adevăr decât mintea rațională. Adică cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca una să vorbim sau una să gândim și alta să simțim. Și ceea ce simțim este întotdeauna mult mai aproape de adevăr decât ceea ce gândim. Deci, după cum și spuneam mai devreme, din punct de vedere al creierului, creierul emoțional este mai rapid și mai puternic în reacție. Neocortexul este mai lent și mai calculat, să zicem. Dar în momentul în care mintea începe să calculeze, intervin aceste calcule interioare ale minții, noi nu facem decât să ne depărtăm de realitate, adică să fim mai mult hartă și mai puțin teritoriu. Bun, și acum să revin la întrebarea pe care ți-am adresat-o înainte. Cum reușim să ne echilibrăm și de unde pornim acest echilibru? Cu ce? Cu mentalul, cu emoția, cu fizicul? Asta până să somatizăm în corp. Problemă. Da. Aici e o mare problemă. Uite, îți dau un exemplu. Legătura minte-corp. Legătura între creierul acesta din cap, ca să zic așa, și creierul enteric. Medicina a constatat că volumul informației de la creierul enteric către creierul normal din creierul nostru, din cutia craniană, deci de la intestin către creier, este de vreo cel puțin 5 ori mai mare decât volumul informațiilor de la creier către intestin. Dar, deci, corpul nostru, uite, intestinul, da? Ne dă mesaje, ne dă informații, ne spune ce simțim. Neuronii din inimă, da? Dau informații în creier, dau informații către mintea conștientă. Aici sunt de remarcat cercetările de la Hartmass Institute din America, din Statele Unite. Ei fac de 15-20 de ani, cred că, cercetări pe tema asta și au obținut aceste rezultate foarte interesante. Problema este însă următoarea. Deci noi primim aceste informații. Creierul, mintea primesc aceste informații, dar nu le băgăm în seamă. Adică de multe ori corpul nostru țipă, încearcă să se facă auzit și noi nu luăm în seamă aceste semnale. Da? Și aici, scuză-mă că te-am întrerupt. Da. Nu e nicio problemă. Poate le luăm atunci când simțim chiar în corpul fizic și anume o afecțiune care poate să fie o boală și se poate și croniciza și atunci poate ne dăm seama. După părerea mea, atunci este mult prea târziu și mult prea
mult prea complicat. Noi încasăm asemenea informații. Uite, permite-mi, Oana, să mă refer la energiile negative. Sigur că da. Da? Să luăm un exemplu de energie negativă. Să zicem, suntem la serviciu în sala de ședințe și ne critică șeful de față cu toată lumea. Deși noi știm că poate parțial suntem vinovați, parțial nu suntem vinovați pentru critica respectivă, dar poate că ne este rușine și am vrea să o rupem la fugă din sală de acolo, să plecăm. În acel moment, da, neocortexul, care este însărcinat, ca să zic așa, în organism cu controlul, mai exact partea sa din față, lobii prefrontale ai creierului, corespunzătorului ajna chakra din partea energetică, da? Așa, exercită controlul și spun, nu, nu pleci nicăieri. O să stai aici încă 2 sau 3 ore până când se termină ședința, da? Fiindcă altfel îți pierzi slujba. Trebuie să stai aici să suporți. Corpul emoțional, care și el este foarte puternic, da? Dă semnale în plexul solar pentru treaba asta, în manicura chakra. Deci se produce o încărcare cu energie, hai să zicem, reprimată a lui manicura chakra. Este, am putea să spunem într-un fel că energie negativă, deși nu există energie negativă în lumea asta, dar nicio energie nu e negativă, dar hai să zicem că din punctul nostru de vedere în acel moment, energia aceea care se acumulează și se blochează în manipura chakra este negativă. Bun. Deci, noi reprimăm aceste lucruri în corpul nostru, în emoțiile noastre, în energeticul nostru, da? Și stăm până la capăt la ședință. Ce facem după ședință? S-a terminat, am scăpat, încercăm să ne acomodăm, să trăim cu ceea ce ni s-a spus în acea ședință, încercăm să trecem mai departe, probabil că nu vom reuși, că nu știm cum să ne adaptăm, nu știm cum să ne ascultăm corpul și acea cantitate de energie negativă începe să circule în corpul nostru, între diverse părți ale corpului nostru, energetic. Și putem să simțim așa? Ce putem ca stare? Cum ne putem simți? Putem să simțim o grămadă de lucruri. Putem să simțim că ne scurgem prin podea, că ni se umflă capul, că avem dureri la ceafă, că inima bate mai repede decât ar trebui, că nu bate în ritmul corect. Putem să devenim balonați dacă se întâmplă așa ceva. Putem să avem dificultăți în a adormi și așa mai departe, toate aceste reacții pe care știința le numește reacțiile de stres. Acum, interesant este că energia asta negativă nu este recirculată doar între diversele zone ale corpului energetic. Este recirculată între diversele corpuri ale noastre. Adică în sensul că a trecut din emoțional în energetic în timpul ședinței de la serviciu, da? Din energetic trece în mental, în mentalul rațional. Mentalul o ia, o învârte, mentalul știe să rezolve probleme. Deci el este foarte bun la treaba asta, știe să rezolve probleme și dacă nu are probleme, și le creează și le rezolvă. Așa este, deci, da. Ajunge în mentalul nostru, da, această energie, nu reușim să o rezolvăm, să o scoatem, da? Și este trimisă iarăși în emoțional și iar în energetic și iar pe fizic și așa mai departe. Și se plimbă prin diversele zone ale ființei noastre până când se așează undeva, până când rămâne depozitată undeva. Și uite, așa facem aceste blocaje. Aceste blocaje, atât emoționale, cât și energetice, cât și mentale, datorită acestor situații. Soluția există mai multe soluții la
la treaba asta, dar trebuie să spun că nu sunt foarte simple. Adică? Deci nu este extraordinar de simplu. Păi, soluții, hai să le luăm într-o ordine oarecare. Cam ce poți să faci? Uite, o soluție simplă pe care oamenii nu prea o știu și nici nu prea o pun în aplicare, cei care o știu. O soluție simplă ar fi să înveți să alergi în fiecare zi. Și am să-ți explic de ce. Noi trăim emoțiile în alt fel decât cum le trăiau strămoșii noștri foarte îndepărtați. Să zicem oamenii primitivi. Spre exemplu, uite, Oana, am să te întreb ce se întâmpla cu un strămoș al nostru foarte îndepărtat când se speria datorită apariției unui animal în zona unde el dormea. Păi mă gândesc că acționa. Ori pe principiul luptă sau fugi. Exact. Deci primul lucru se sperie. Da. Se speriau. Da. După care, ceea ce se întâmpla este că o luau la fugă dacă provocarea era prea mare. Da? Dacă animalul era prea mare și prea periculos. Care era rezultatul după ce fugeau? Păi era unul foarte bun. Se puneau la adăpost. Exact. Da? Bun. Acum, întrebarea este următoarea. Noi putem să facem acest lucru astăzi când ni se întâmplă așa ceva în sala de ședințe? Nu mai putem face această acțiune. Deci noi trebuie să stăm acolo, fiindcă nu este un comportament acceptabil social, da? Să-ți iei lucrurile și să fugi, să dai buzna afară din sala de ședințe. Deci această acțiune care pe noi ne descărca de energiile negative, da? Nu mai este posibil să o facem astăzi. Și atunci ce facem? Că noi rămânem cu aceste energii negative în corpul nostru, da? Dar în după amiaza respectivă, spre exemplu, putem să ne ducem să alergăm. Da? Uite, o soluție foarte simplă, fiindcă prin alergare creierul nostru înțelege că trebuie să disipe aceste energii negative. Deci am pornit-o de la simplu la complex cu soluțiile. O altă soluție ar fi, bineînțeles, să facem sport. Dacă nu putem să alergăm, poate că este iarnă, poate că este zăpadă, este un pic cam greu, ne putem apuca să facem sport. Bun. Întrebarea este ce am mai putea să facem în asemenea situație. Și dacă, Ștefan, aș mai vrea eu să îți adresez o întrebare, dacă este suficient doar să acționăm la nivel fizic? Nu, fiindcă asta ți-am și promis că spun mai multe metode, este benefic, dar nu este 100% suficient. Am să las cea mai importantă și cea mai eficientă metodă la urmă în această scurtă prezentare pe care o fac, tocmai fiindcă este, după părerea mea, cea mai importantă. Așa, bun, ce mai putem să facem? În momentul în care asemenea lucruri se strâng în mintea rațională, putem să vorbim cu un prieten, să ne descărcăm, sau putem să apelăm la un ajutor de specialitate, la un psiholog. Iarăși, foarte bine. Deci asta este o treabă foarte bună pentru mintea rațională. Dar, ca să o scurtăm, fiindcă până la urmă mai sunt și alte metode, dar poate că devine neesențial în momentul de față, că avem un timp limitat, cel mai important lucru pe care îl putem face într-o atare situație este să învățăm să ne ascultăm corpul. Ce are el nevoie? Cum? Da. Da. Cum? Cum? Cum putem să știm să ne ascultăm corpul? Fiindcă este... Era să zic că este simplu, dar nu e ușor. Nu, nu e nici simplu, nici ușor să înveți să-ți asculți corpul. Este ca și cum ai învăța să cânți la un instrument foarte dificil. Ca și cum ai învăța să cânți la vioară, spre exemplu. Este extraordinar de greu la început și este
greu de învățat, are o curbă foarte lungă de învățare cântatul la, la vioară. Dar pentru cine are răbdare și învață să facă acest lucru, da? În primul rând va avea un maestru, să zicem, care să-l învețe să cânte la vioară. În al doilea rând va exersa o zi, o săptămână, o lună, 6 luni, un an, 10 ani și s-ar putea ca la un moment dat să ajungă pe scena Ateneului Român, spre exemplu, și sala să fie plină de oameni care să fie nerăbdători și bucuroși să-l asculte. Există, bineînțeles, un corespondent în interiorul nostru, să ajungem să ne ascultăm atât de bine corpul și să ne aliniem atât de bine emoțiile, mintea rațională cu mintea spirituală și corpul, da, cu mintea spirituală, în așa fel încât să aducem armonia deplină în viața noastră, să avem o viață așa cum ne dorim. Deci, se poate. Întrebarea este cum? Cum? Și uite, aici aș vrea să-ți dau un exemplu propriu. Atunci când vreau să-mi ascult corpul, mai întâi, ca să văd ceea ce îmi spune el exact, da. Ștefan, trebuie să simt în corp, prima și prima oară, o stare de încordare. Deci, prima care îmi vine este această stare de încordare. Dacă reușesc să o dau la o parte, cumva neînsemnând că o bag sub preș, ci să o rezolv. Așa? Da. Ajunge corpul să-mi spună și alte lucruri, care cu adevărat sunt acelea importante, care pot fi cauza stărilor mele. Dar prima și prima oară poate că îmi vine acest stres care se instaurează în corpul nostru. Și la mine se simte așa cum ți-am spus. Mușchii sunt încordați. Da, bun, acum sunt mai multe întrebări aici. Ce te faci când nu simți această stare de încordare? Când ești atât de descentrată că nici n-o simți? Da? Și există tehnici pentru asta. Și întrebarea ta este ce te faci, ce trebuie să faci după ce ai dat la o parte această stare de încordare? Cred că atunci trebuie să treci pe un nivel și mai profund de sensibilitate cu mintea. Adică trebuie să-ți exersezi această abilitate de a observa. Și aici este o problemă care apare la multă lume. Oamenii învață să-și observe corpul, învață să-și observe și emoțiile. Învață să-și observe și mintea rațională, dar se judecă. Și în momentul în care am o tensiune în partea dreaptă a abdomenului, dar de ce am? Fiindcă sunt prea furios. De ce sunt furios? Fiindcă, și așa mai departe, da? Și începe această gândire discursivă în care ne exprimăm temerile, în care ne autocriticăm, în care ne autoagresăm, poate că îi agresăm și pe alții în gând. Și așa mai departe, care de fapt obturează acea sensibilitate, acea capacitate de fin observator pe care ne-o putem exercita într-o asemenea situație. Și în acest sens, un prim răspuns pe care ți l-aș da în acest caz ar fi că pentru a îți rafina sensibilitatea trebuie să înveți să dai drumul gândirii acesteia reactive din minte, să exersezi să nu mai judeci lucrurile și în acel moment nivelurile mai profunde de percepția a ceea ce spune corpul, de percepția emoțiilor, de percepția minții raționale și așa mai departe se vor dezvălui. Însă ceea ce ne blochează este această judecată pe care o facem noi tot timpul în mintea noastră. Ștefan, concret, aș vrea să te întreb, noi, seară de seară, într-o stare meditativă sau nu, am putea să ne ascultăm corpul întrebându-ne
cum ne simțim și să luăm așa pe fiecare organ în parte sau parte din noi, să vedem ce e acolo, cum se simte și astfel am putea să avem o comunicare mai bună în timp, progresând. Este o metodă foarte bună și este o metodă ușoară, relativ ușor de făcut. Necesită însă puțină răbdare. Acest dialog cu corpul, acest dialog cu inteligența corpului, cu inteligența noastră interioară. Eu am observat în terapiile pe care le fac această inteligență a corpului și la mine și la ceilalți cu care lucrez. Deci aș putea spune că din anumite puncte de vedere corpul are cam inteligența unui copil de 2 ani. Deci nu din toate punctele de vedere, evident, fiindcă un copil de 2 ani poate să vorbească, corpul nostru nu face așa ceva separat de noi și poate că e bine că nu face, că dacă ar vorbi ar avea cam multe de spus, cam multe lucruri pe care nu ne-ar conveni să le auzim, dar este interesant să învățăm să ne purtăm cu corpul. Adică să-i adresăm întrebările așa cum îi adresezi întrebările unui copil de 2 ani. Spre exemplu, dar ce ai pățit? Și stai și asculți și el va da un răspuns foarte simplu, tot în minte ți-l dă, da? Spune mă doare, îl întreb unde? Păi acolo, în zona X. Nu te apuci să-i dai ordine în acel moment. Mai mult îl asculți. Și, spre exemplu, nu-i spui, da, vindecă-te sau deblochează-te sau fă nu știu ce. Nu, îl iei ușurel și îl întrebi, dar ai vrea să-ți revii? Și el poate să spună da sau nu. Dacă spune da, e bine, poți să-l lași și să-l lași până a doua zi, să vezi ce se întâmplă. Dacă spune nu, nu cumva să-l întreb de ce, fiindcă atunci încep să judeci. Despre asta este vorba, dacă îl întreb de ce nu vrei să-ți revii. Da? Corpul se simte judecat, deci este exact, da, o interacțiune negativă cu acest nivel de inteligența a corpului, ca să-i zicem așa, cu ghilimele de rigoare. Și în momentul în care spune că nu vrea sau nu poate, poți să-l întrebi eventual, dar cam când crezi că o să vrei? Sau cam când crezi că o să poți? Și atunci poate să-ți răspundă, nu știu, peste o lună. Revii peste o lună cu întrebarea. Sau poate să spună, nu știu, și atunci îl lași în pace. Deci nu trebuie presat. Da, uite, aceasta ar fi o variantă foarte bună și un prim pas în a învăța să ne ascultăm corpul. Ștefan, emisiunea noastră a ajuns la final, dar uite ce-ți propun, ca această discuție să aibă așa o continuare într-o viitoare emisiune, pentru că sunt foarte multe informații de oferit și eu aș mai avea foarte multe întrebări să-ți adresez, dar din păcate, așa cum am spus și la început, timpul nostru este limitat. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi. Este o onoare să știi în continuare și te aștept cu mare drag și aici în platou și să ne revedem cu bine, Ștefan, și îți mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru invitație, toate bune, toate cele bune și ție, Oana, și telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație, până luni, creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. La revedere! Pura Rom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.